Braicata este o societate responsabilă care s-a implicat activ în colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor reciclabile, sesizând necesitatea adaptării la cerințele UE în domeniu. În acest sens, începând cu anul 2008, societatea a dezvoltat parteneriate împreună cu Ecorom Ambalaje și municipiul Brăila, parteneriate ce au dezvoltat continuu colectarea selectivă a deșeurilor reciclabile. Braicata colectează separat următoarele categorii de deșeuri: plastic și metal, hârtie și carton, sticlă, lemn, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, ulei uzat, surse de iluminat, textile, voluminoase, deșeuri construcții, amenajări, renovări, demolări și biodegradabile. Toate deșeurile valorificabile, altele decât cele cu potențial de reciclare, care rezultă în urma sortării în cadrul stațiilor, sunt livrate pentru valorificarea energetică la fabricile de ciment și către incineratoarele cu recuperare de energie. Deșeurile rezultate din sortare și procesare și care nu pot fi reutilizate, reciclate, compostate sau valorificate energetic sunt depozitate în depozite ecologice care împlinesc toate condițiile impuse de normele UE.